Primăria Roman nu este considerată una care să aibă probleme financiare majore, pentru că, așa cum spune edilul șef al municipiului Roman, Laurențiu Leoranu, municipiul Roman nu are datorii, dar nici nu curge aici cornul abundenței. Primăria Roman nu este o primărie cu probleme financiare, dar nu este cornul abundenței, adică de unde iei și crește dublu. Nu. Primăria municipiului Roman are nevoie de cofinanțări guvernamentale, județene, regionale, europene, așa cum am făcut întotdeauna, și de asta mă zbat și în continuare să le obțin. La București am deschise piste de dialog foarte bune, cu fondurile europene am depus proiecte, vom depune în continuare, sperăm și relațiile cu Consiliul Județean să devină mai constructive, sperăm ca lucrurile să evolueze bine. Majoritatea banilor alocați în 2016 din bugetul local au fost folosiți pentru lucrările de consolidare a corpului B al Colegiului Național Roman Vodă, lucrare extrem de grea și de costisitoare, care a necesitat mobilizarea resurselor financiare existente în bugetul local pentru rezolvarea problemelor tehnice apărute pe parcursul consolidării imobilului monument arhitectonic de grad B. În aceste condiții, lucrări mai mărunte, precum parcarea de la Centrala Ciupercă, vor fi programate a se finaliza în 2017. Ei, se va face, dar de unde bani? Am dat banii la Sternăm Roman Vodă, de unde să fie bani? S-au învățat oamenii la Roman că se face buget de un leu și se cheltuiesc 3 pe an. Eu știu ce hocus-pocus preparatul s-am făcut ca să meargă lucrurile. Nu, lucrurile se vor face și se vor echilibra funcție de buget. Funcție de, n-ați văzut, rectificările n-au venit, nu s-au rectificat niciun leu. Deci n-a venit niciun leu în bugetul local. Ce s-a făcut se cam încheie pe anul acesta, continuă lucrările mari, restul se vor programa pe anul următor. Una dintre investițiile importante pentru care edilii romașcani au pregătit documentația tehnică este cea de la sensul giratoriu de la Dedeman. Edilii așteaptă autorizațiile de construcție de la Consiliul Județean, ținând cont de faptul că investiția se va ridica prin contribuția a trei localități, Roman, Cordun și Tămășeni. Nu mai trebuie să vină cu autorizație, trebuie să ne libereze autorizația, pentru că se desfășoară pe teritoriul a două OAT-uri și atunci autorizația de construire o dă de că la Consiliul Județean. Am pus toate documentele, știu că au fost și verificate, eu așteptam sau cel târziu mâine să obținem aici. Sper să iasă autorizația, că credem că eu sper să iasă, că este un document. Sigur că el poate fi întârziat, dar eu cred că trebuie să lucrăm pe acțiuni de bun simț și să ne ajutăm, că până la urmă orașul ăsta nu e numai orașul meu, e orașul romașcanilor și orașul parte din județul Neamț. Dacă nu mai încăpem în județul Neamț, ne mutăm în județul Bacău, asta este. Edilul șef al municipiului Roman crede că se impune o colaborare mai eficientă între toate administrațiile publice interesate în realizarea unor investiții majore, ca cea de la Dedeman, de care ține siguranța circulației pe drumul european 85. Primarul Romanului consideră că, indiferent de culoarea politică a conducerii acestor trei localități, ele se află pe raza județului Neamț, chiar dacă cetățenii au decis la alegerile locale ca acestea să fie conduse de edili liberali, în timp ce conducerea Consiliului Județean este social-democrată. Edilul șef romașcan a mai aruncat o săgeată cu țintă politică înspre Consiliul Județean, spunând că speră ca Romanul și cele două localități interesate în construcția sensului giratoriu să fie sprijinite să ducă la îndeplinire proiectele spre beneficiul nemțenilor și a celor care transitează această importantă arteră rutieră. Romanul se găsește în județul Neamț și crede edilul șef al municipiului că nu va fi nevoie ca el să se mute la Bacău.